Bine v-am găsit! În acest clip veți putea vedea cum se despachetează și cum se montează bicicleta DHS 2414. Dar mai întâi de toate, s-o scoatem din cutie. Acest model este disponibil și în culoarea violet. Pentru realizarea acestui montaj veți avea nevoie de un clește, un imbus de 6, o cheie fixă de 10, o cheie fixă de 13, și o cheie fixă de 15. Dacă sunteți de părere că nu puteți realiza singur această operațiune, vă recomand să apelați la un serviciu autorizat. Pentru început voi folosi cleștele pentru cabluri, pentru a tăia bridele cu care este prinsă roata de cadru de bicicletă. Și voi scoate roata care este băgată prin brațul pedalier, prin tragere în sus. Și în acest moment bicicleta mea este despachetată. Vom trece în prima instanță la montarea ghidonului. Acesta va trebui montat cu direcția înainte, iar pentru aceasta va trebui să întoarceți furca în poziția ei firească. Apoi voi introduce această pipă prin gâtul furcii. O potrivesc aici ca să intre la fix și o las în jos. Cu ajutorul unui imbus de 6 voi strânge șurubul acesta de sus, care va fixa pipa în locul său. Trecem apoi la montajul roții. Îi scoatem cele două protecții din plastic, după care scoatem aripa de pe roată și este de altfel prima pe care o vom monta, imediat ce îi scoatem și acest plastic. Introduc aripa prin furcă și cele două prinderi ale sale în stânga și în dreapta brațelor furcii. Ulterior voi umbla la acest șurub de sus. Îi desfiletez piulița din capăt, după care voi introduce aripa prin acest șurub, îi pun șaiba, după care o prind cu această piuliță, înșurubând-o momentan cu mâna. Pentru a-mi permite instalarea roții, va trebui să desfac și V-brake-ul, împing ambele brațe ale V-brake-ului către interior și eliberez luleaua. După care iau roata de față, îi voi desface ambele piulițe, îi scoatem și șaibele, după care montăm roata pe furcă. Țineți cont de sensul de rotație al roții. Dacă urmăriți atent profilul anvelopei, veți vedea că acesta are niște săgeți către în față și asta înseamnă că aceea este direcția de deplasare. Am introdus axul roții în cele două urechi de prindere ale furcii, urmând apoi să pun prima șaibă cu cioc pe axul roții, iar acest cioc trebuie să intre în această gaură de pe urechea furcii. Introducem și prinderea pentru aripă, șaiba rotundă și strângem la mână, rotind spre dreapta, piulița de prindere. Același lucru voi face și pe partea opusă. Fixez șaiba în locul ei, prinderea de aripă, șaiba rotundă și strâng la mână piulița. Acum voi strânge cu cheia fixă de 15 ambele piulițe rând pe rând. În momentul în care le-am apropiat suficient de mult, o să încep să strâng succesiv până la strângerea finală. Ambele piulițe se strâng către partea dreaptă. Trecem apoi la montajul V-brake-ului. Trebuie să tragem din nou de ambii clești către centru
și să introducem luleaua prin această siguranță. După care, nu uitați să strângeți acest șurub, pentru care veți avea nevoie de două chei de 10, una cu care strângeți și cealaltă cu care țineți contra. Dacă cele două manete de frână vi se par prea ridicate sau poziția ghidonului prea apropiată de voi, puteți desface acest șurub cu ajutorul unui imbus de 6, după care să ajustați poziția ghidonului corespunzător. Strângeți la loc. Îl strângeți la loc și operațiunea este gata. Dacă tot suntem la capitolul șuruburi, vă recomand să verificați și cele două piulițe de strângere ale roții de spate. Înlăturăm cele două ambalaje din plastic. Acesta este strâns și acesta este strâns. Este doar o măsură de siguranță suplimentară. Trecem la șa. Prima dată va trebui să tai această sfoară albastră cu care este prinsă șa. E foarte ușor de prins aici, dar cu puțină insistență am reușit. Cu ajutorul acestui clește voi tăia brida cu care pedalele sunt prinse de șa. Operațiunea de montare a șei este foarte simplă. Trebuie să introducem această tijă în gaura din cadru. O punem în această poziție momentan. Iar apoi vom lua o cheie fixă de 13 pentru a-i strânge șurubul. Șurubul nu se va strânge înainte de a ajusta poziția corectă în funcție de înălțimea piciorului vostru, după care voi strânge această piuliță. Puteți mișca de șa stânga-dreapta, dacă aceasta se mișcă, înseamnă că piulița nu este suficient strânsă. O vom strânge așadar până în momentul în care șaua nu se mai mișcă deloc. Trecem mai apoi la pedale, înlăturăm ambalajul. Iar acum, cu precauție, citim și observăm cele două litere de pe axul pedalei. R, respectiv L. Right este pedala din dreapta și left este pedala din stânga. O voi monta pe cea din dreapta mai întâi. O poziționez pe gaura pedalierului, iar aici pe zona aceasta de filet, ideal ar fi să aplicați niște vaselină înainte să o montați, astfel încât să o puteți demonta și data viitoare. O filetez un pic la mână, apoi cu cheia, până ce aceasta este strânsă complet. Ne mutăm pe partea cealaltă, unde vom face exact aceeași operațiune. Ca informație, litera lui este marcată și pe brațul pedalierului, astfel încât să nu confundați cele două pedale. Ambele pedale se vor înfileta către partea din față. Acestea au fost instrucțiunile de montaj pentru bicicleta DHS2414. Eu vă doresc distracție maximă la șurubărit și spor la pedalat.